A fost o seară magică atunci când am ascultat această melodie și a trecut acel fior prin mine, prin sufletul meu, mai ales tema Mama este o temă nemuritoare, veșnică și deci aș spune eu sacră. Deci cine o cântă pe Mama, într-adevăr își respectă originile și își respectă deci dinastia neamului. Și când mi-a propus eram în hotel, talentat. În hotel la Frankfurt eram. Marine, zic că e o combinație foarte bună. El este blond, alb, ca zăpada, eu sunt negru ca piperul. Și cred că o să ne iubească tot. Sau ca sarea și piperul. Ca sarea, da, sarea și piperul. Așa. Care au fost reacțiile publicului? Eu am spus din start, lumea leașă-ne pe acasă. Leașă. Glum, sunt sigur că a fost o glumă. E plâns, că piesa e una emoționantă. Avem un feedback bun, fiindcă e o piesă frumoasă, o piesă cu curățică, o piesă cu mesaj, cu emoții. Dar totodată e și neașteptat. Într-adevăr, e o colaborare, noi fiind din două domenii total diferite. Folclor și rap. Și rap, da. Și uite așa, eu o piesă despre mamă nu am făcut, nu am scris, deci nu am lansat, nu că nu am scris, nu am lansat niciodată și e prima mea piesă despre mamă. Și mă gândeam întotdeauna să fac una, dar mi se părea prea responsabil. E o piesă despre mamă, trebuie să fie bună din start. Și am așteptat să mă coc eu bine și până la urmă ne-am și combinat încă și cu Igor, cu vocea de aur a Moldovei. Și mulțumesc că știi, ești vocea răpului de aur. Cum spune? Așa, vocea de... Nu, la rapperul de platină. Rapperul lui, da. Rapperul lui, da. De platină, nu de aur. Aurul mai mult în partea sa orientală. Da, hai de diamant, de platină. De ce vrei? Cum vrei? Și acum când veți pleca la cei din diaspora, care vă invită la tot felul de evenimente peste hotarele Moldovei, veți avea și o piesă comună, nu? Motiv întemeiat să vă cheme pe ambii. Da, sigur că da. Exact, da. Într-adevăr, noi împreună adunăm public diferit, da. Deci cel care, tineretul, până la 30 de ani. Și după, de fapt. Și după, dar cam aici da, forța. Da, da. Vine la Marin, iar 30, 25 plus 60 și vine la cumătru Igor, să le cânte un 99 de cumătri. Cam asta e și noi adunăm public diferit, energie, adică energetică foarte puternică, dar lumea este dornică să ne vadă orice stil peste hotare, știți că este, dacă vine de acasă. Și mai ales că Marin cântă în cântecele sale despre casă, despre neam, despre pădure, despre fântâna, despre apa pură, despre... Ai ascultat și alte piese în afară de asta? Sigur că da, extraordinar. Eu vă spun pe bune, este foarte talentat și cu mare respect fac cu el cântece, pentru că îl respect și vreau să am colaborări frumoase cu el și să mergem, să colindăm. Vă mai gândiți la o colaborare și în viitor? Sau... Ne gândim, da. Vă mai gândiți. De ce și Igor a spus că să facem cântece, deoarece nu-i numai unul, ne gândim. Da, să facem cântece mai multe. O ținem surpriză până când. Surpriză, când o să ne vedeți, altfel. Da. Altfel. Fiindcă interesant. Da, și eu un pic o să mă schimb stilul, nu o să mă vedeți în costum chiar autentic, o să fiu mai stilizat. Interesant experimente să fac în muzică. Ceva de cărlan, cu ceva cu pană de păun, ceva facem noi, ceva deosebit. Ce planuri aveți pentru anul acesta? Să începem cu Igor. Planuri, nu am planuri așa grandioase, am o vârstă anul ăsta, fac 40 de ani, o vârstă solidă. Așa, aș spune eu, am trecut așa în zona asta de... Schimbie prefix. Din adolescenți deja mai înstăriți, deja cu casă, cu masă, cu familie. Cu mai multe probleme. Cu mai multe probleme, dar și cu multe bucurii și cu multe realizări. Hai să mulțumesc celor care sunt alături de mine, băieților Orchestrei Fraților Advahov, Zinaidei Julia, Mihai Ciobanu, artiștii poporului cu care muncesc eu și colaborez. E o mare bucurie să fiu alături de ei. Maestru Nicolae Botgros, care a fost recent omagiat la mulți ani, maestre. Ce să vă zic, în acest an îmi doresc sănătate și pace, pentru că este cel mai actual toast, de fapt. Exact. Și cea mai actuală dorință, sănătate și pace să fie pe pământ. Realizări
cântece noi, videoclipuri noi, foarte tare îmi doresc să lansez în acest an cât mai multe cântece și clipuri. Asta este dorința mea cea mai importantă pe plan muzical, profesionist. Dar pe plan familial îmi doresc să avem timp cât mai mult să mergem în vacanță, să mai fac un duet cu fiica mea, Andreea, așa, care îl pregătesc acum, un joc moldovenesc. Și cam asta e. Mari surprize n-am, dar am 40 de ani, posibil să fac și un concert. Nu știu, un concert aniversar. Se spune că la 40 nu se fac spectacole, dar să ajungem să trecem de Paști, să vedem cum o simt, așa o să fac. Deci nu promit nimic deocamdată. Las așa lucrurile să vină de la sine. Crezi că anul ăsta vei avea o piesă care să deturneze hiturile tale cunoscute de către toți moldovenii? Cine nu-și dorește asta? Dar să știi cât de greu să faci un hit. Dar care e secretul unui hit? Secretul unui hit nu-l știe nimeni. Să-l facem, e greu. Dacă l-ar ști, ar fi doar hituri, nu-i așa? Nu-l știe nimeni. Deci o temă actuală, toate temele s-au cântat, dar depinde de interpretare, depinde de perioadă, nu știu. Mai faci o piesă despre Naș? Fac una despre Naș. Este una în România și ar fi păcat să n-avem și noi una cu Nașul nostru. Motiv actual în țara noastră. Mult succes! La tine, Marin, ce se aude pe plan profesional? După lansarea albumului meu mare, cu multe piese, am lansat o serie de videoclipuri. Deci 6 videoclipuri de pe piesele de pe album sunt deja lansate și mai am de lansat încă vreo 3, probabil. Și asta, până când încă îl promovez, încă că așa, lumea, albumul, multe piese, mai ales în popor, merg mai greu. Necesită ceva timp, mulți îmi scriu abia acum că uite, ieri am ascultat albumul sau ieri am auzit sau încă n-am auzit că ai scos albumul. Trebuie și ceva timp. Deci eu încă îl promovez prin lansarea acestor videoclipuri. Și asta, poate mai reușesc să mai lansez și o piesă nouă afară de album, dar nu mi-am pus scopul ăsta neapărat, fiindcă am multe lansate și niște concerte sunt, dar atât timp când nu-i bătut în cui nimic, sunt câteva concerte și unele din ele în formate destul de interesante, dar atât timp cât încă nu-i stabilit, e de vreme să vorbesc, dar asta, cam pe aici ne învârtim anul ăsta. Da, aveți programate anul acesta concerte peste hotare sau încă nu? Sigur că da. Deja avem peste 7 evenimente în diasporă. Primul spectacol l-am chiar pe 25 în februarie în Belgia, Bruxelles, da. Bruxelles. Uh-huh. Cu Adriana Ochișanu, cu Armini Coară, cu români, deci suntem o gașcă de interpreți. Așa. Claudia Puican. Mai mulți interpreți, după care merg un turneu cu Adriana Ochișanu, avem în Brescia, Italia, mai avem un spectacol. În luna aprilie. Așa. Dar în luna martie mai avem spectacole, pe 4 martie avem Frankfurt, pe 11 Hamburg, Germania. Mai avem, nu mai țin minte, dățele 24-25, pe 24 plecăm în Spania, Madrid, și pe 25 la Roma, în Italia, în capitală. Deci avem câteva evenimente în diasporă. Da, cam toată Europa. Cum îi vezi pe moldovenii de acolo? Moldovenii din Europa sunt tot așa moldoveni ca și de acasă. Deci moldoveni adevărați care vin cu familii, sunt bravo, deci au format familie acolo, vin cu copiii, copilași. Deci ceva extraordinar de frumos. Tineretul, floarea moldovenilor, eu o văd mai mult acolo decât la petrecerile noastre. Vă spun sincer, acolo dacă vin peste 200-300 de moldoveni, vin cam tineretul vine. De voie bună, da. Că au familii tinere. Familii tinere, companii de prieteni tineri, nu neapărat, da. Da, și când vezi moldovencile, copilași ăștia că vorbesc în română, că tata i-a dat ceva să-mi dea un cadou muzical și se apropie de mine și mai spune și un cuvânt în engleză. Hey, hello, muzical, cadou, știi? Deci e ceva interesant, dar păcat că se uită limba și nu cred că copiii cei o să mai asculte cântecele mele și muzica populară. Din păcate, trebuie să ținem cât mai mult oameni buni
la tot ce este autentic, tot ce este folclor, pentru că ne reprezintă foarte tare și, într-adevăr, eu, folclorul, tradițiile noastre sunt foarte frumoase. Deci e o avere pentru poporul nostru, așa că oriunde nu v-ați duce în lume, în special vreau să dau aplauze pentru cei care vin în cămeși populare, în ei, domnișoarele, doamnele. E atât de frumos, e atât de plăcut când intră într-o horă frumoasă și dansează în costum popular și îmbracă și copilașii. Deci asta e un semn de respect pentru Moldova. Așa. Și tot ce s-a întâmplat. Vreo peripeție de la vreun concert? Cine își aduce aminte primul? Chiar acum ultima cu Gheorghe Țopa. A intrat maestru Gheorghe Țopa și cineva îl salută și zice: bună ziua, domnul Ion Soruceanu. Iar chinic ne-ai spus Ion Soruceanu și nu altfel. Zic că a făcut așa o glumă, dar nu știu, spune tu. Nu știu, peripeții nu mi-amintesc ceva, la sigur au fost. La sigur au fost, dar ceva că acum să-mi amintesc, nu știu. Eu am mai spus că poate să ocutim peripeții piesa asta comună noastră, care după concert, stând la discuții, atunci s-a primit în diaspora. Deci, dacă, în Frankfurt, în Germania? Da, o peripeție frumoasă asta a fost, da. Și dacă ar fi să vă întreb despre videoclip? Am avut eu așa o peripeție. Hai, spune după care despre videoclip. Am cântat în Bologna la un spectacol și eu am melodia asta. Vreau o zamă de găină, zama de găină. Da. Și am făcut așa o glumă cu spectatorii. Spectatorii, da. Zic, oameni buni, fetele, mai ales fetele moldovencele, cine știe să gătească zeamă mâna sus? Și ridică mâna sus toate fetele, tot știu, toate-s gospodine, toate-s măi și gospodine. Și zic, după spectacol, mă duc să merg la cineva din voi să mănânc o farfurie de zeamă. Zic, dacă zeama îmi place, vă cânt până dimineață la ureche. Vă cânt până dimineață. Așa o glumă. Așa, glumea și-l zice, că mergi la mine, chiar am vrut să văd care știți că reacția fetelor. Mergi la mine. S-a terminat spectacolul, la Valera Leuschi, la restaurantul Mămăliga, uh-huh, care l-a avut, în Bologna. Modena. Și mă așteaptă două fete afară. Și domnul Cuciuc, noi vă așteptăm, mergeți la noi să mâncați zeamă. Eu am glumit, dar noi n-am glumit. Știam cum să ies de la zi. Ai vorbit acum? Mă trăgea într-o parte, alta în alta. Zic, nu trebuie să vorbesc. Acum, descurc-te. Am spus că ne vedem de seară. Am tras eu așa o glumă. Așa. Și nu ne-am mai văzut, pentru că eu am spus că bărbatul însurat, țara e legat de pat. Bărbatul însurat are zeama acasă. Eu vorbesc în stilul meu, mai așa, mai popular. Mă. Foarte interesant. Piața de artiste așa, cu plină cu peripeții, cu glume, cu... și nu doar, dar asta face parte și din viața voastră. Despre videoclip vreau să-mi spuneți. Videoclipul a fost lucrat repejor, fiindcă aveam în plan să facem videoclip la piesa asta, dar mă gândeam puțin mai târziu, că lansasem albumul și din toate, știi, mamă, piesa a căpătat cele multe vizionări în scurt timp, deci mergea pe primul loc ca vizionări și atunci am spus că trebuie să ne grăbim, dar repede cu videoclipul, că lumea o să asculte piesa și nu o să mai am nevoie de videoclip după asta, acum cât este interes de ideea. Și am vorbit cu un tânăr talentat, Valentin Bostan, care a mai lucrat la un videoclip, la piesa Frică n-am cu trupa Onyx din Statele Unite, tot cu Valentin am mai lucrat și el are alte viziuni, niște viziuni mai noi de a face videoclipuri, dar mie mi-a fost interesant chiar cum ar vede el videoclipul ăsta, fiind poate nu după o piesă, poate nu tocmai ce ar asculta el, el face altfel de... Însă cum ar fi tu să faci videoclipul ăsta, să -l vezi din punctul tău de vedere, cum ar fi? Și lui a plăcut ideea, spui, știi, mi-ar fi interesant să lucrez cu tine, cu domnul Cuciuc, cum a spus el, zic, ar fi interesant să... Și... Când l-aud când spune, știi, băiatul e tânăr, dar zic că domnul Cuciuc, zic, noi nu suntem de prinși cu domnul Cuciuc. Da. Domnul Cuciuc care spune oamenii... Dar oamenii ăștia care au 70 de ani, domnul Cuciuc, dar asta e. Da, și a fost lucrată ușurel, băiatul e profesionist, știe ce face, are gusturi, deci practic nici nu ne-am implicat atât de mult cât el a știut tot absolut, cum să fie lumina, scenariul, ce se întâmplă în el, cum ne întoarcem, cum întoarcem față, foarte ușor am lucrat într-o... Dacă nu le cântăm, dă să arătăm măcar cum au stat poziționați. Cum au stat poziționați, da, așa. Da. O să-l vadă imediat și cei de acasă. Și un mesaj pentru telespectatori, dacă aveți. Mesajul este... De la domnul Cumătru cu rima. De la domnul Cumătru. Rima. Dragi moldoveni din toată lumea, cei de acasă, cei plecați în diaspora, vă doresc sănătate, că e mai scumpă decât toate.
Dumnezeu să vă păzească, să vă dă lumină în casă, pace în casă, înțelegere în casă, pâine pe masă, toți cei dragi, părinți, frați, surorile, neamurile, virișorii, virișoarele, să vă trăiască, Dumnezeu să le păzească. Anul nou 2023 cu bucurie să vă aducă zile senine, să vă aducă bucurie și împliniri. La mulți ani! Frunzuriță, foi de nuc, al vostru, Igor Cuciuc. Vă pup și vă iubesc și din suflet vă doinesc!